ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la emisiunea O carte, o viață. Sunt Camelia Varga, gazda dumneavoastră din fiecare vineri de la ora 17, aici la televiziunea Columna TV. În această frumoasă după-amiază, am bucuria de a vă aduce în casă prezența unui artist. Pentru că, într-adevăr, este un artist. Eu spun că este așa hăruit. Fiecare dintre noi este hăruit cu anumiți talanți. Și în fiecare meserie putem să devenim artiști. Fie că este inginer, fie că este pictor, fie că este lucrător într-o fabrică. Dacă meseria pe care o faci este făcută cu pasiune, cu dăruire și cu multă dragoste, cu perseverență și multă muncă, cu siguranță devine o artă. În această după-amiază am invitat alături de mine un poet care se numește Cătălin Codru și care vine tocmai de la București. Bine ai venit acasă la noi, aici în Târgoviște, la Columna TV, Cătălin Codru. Bine te-am găsit și bine v-am găsit. Și mulțumesc că ai poposit aici la început de emisiune, O carte, o viață, la Columna TV. Cum a fost drumul, Cătălin? A fost destul de aglomerat. Dar să știi că asta îi se datorează Bucureștiului, cred că. Da, cred că se datorează oamenilor de pe drum. Oamenilor de pe drum, așa, ca și în poeziile tale. Am descoperit, dragii mei telespectatori, poeziile lui Cătălin Codru dintr-o întâmplare, dar de fiecare dată vă spun că întâmplarea nu este întâmplătoare. Așa este. Fiind la o sărbătoare. Cred că a lui Mihai Eminescu, nu, era vorba de altceva, unei O lansare de asociații, o carte. lansare de carte, așa. Acolo l-am întâlnit pe Cătălin și acolo am vorbit și mi-a dăruit o carte și am citit poeziile și mi-a plăcut. Și așa m-a invitat la lansarea, Lansarea mea, da. așa. Povestește-mi tu, cum s-a numit cartea și ce fel de lansare a fost? Lansarea cărții mele. Păi, Prima, sau asta nu era prima. nu, asta este prima și Aia unica, e cel prima. puțin în momentul ăsta. Este lansarea volumului de autor, care a întârziat ceva să apară. E gata, a fost gata cu multă vreme înainte, dar atunci a trebuit să apară. Și volumul se numește Bătrânul Cuc. Este vorba de o trilogie, vor fi trei cărți din aceeași serie. Și m-am bucurat să fie alături de mine la Muzeul Țăranului Român, unde a avut loc această lansare, și Camelia Varga. Da, am fost și eu, aceasta este cartea, amândoi o avem. Din această carte ne vom inspira, să zic așa, în această după-amiază, ca să vă povestim despre sufletul lui Cătălin Codru. Apropo de artă, apropo de poezie, apropo de tot ceea ce ține de cultură, să nu uitați, vineri, în 20, nu vineri, în 29 octombrie, să veniți la teatru. Este piesa Frumos e în septembrie la Veneția, unde ne bineînțeles că o să ne putem întâlni. Adică eu, Camelia Varga, alături de colegii mei actori, Mircea Silaghi și Radu Câmpean. Spectacolul este pus în regia și scenografia aparțin regizorului, da, scenografului, directorului teatrului Toni Bulandra, domnul Mihai Constantin Ranin, pe 29 octombrie la ora 19. Așa, și înainte de a merge mai departe, aș vrea să-ți citesc ceva, dacă îmi dai voie. Da, cum să Da? nu. Să-ți citesc din tine. Ți-aș răspunde într-un cuvânt. Eu sunt apă și pământ, sunt și dor și ram și când, sunt o umbră pe pământ. Și ți-aș zice dacă aș ști,
de a-mi trăi doar veșnicii, când nici zorile pustii a muri sau am fi vii? Aș alege într-o viață să fiu vis de dimineață, aș alege de a-și putea din ce știu să am ce da, din puținul meu de vreme să am loc, să am ce cerne, să răspund cu o întrebare. Veșnicia ta mă doare? Sau mă tem de moartea vie care știe ce o să fie, pe când eu nu știu să-ți zic, nu sunt mare, nu-s nici mic, întrebarea îmi e mare, moartea n-are îndurare de iubirile trăite, ce sunt vii și nemurite? Stau ascunse în așteptare printr-o altă întrupare, ți-aș răspunde, dar n-am vreme să las timpul peste gene, râul să-l transform în mare, poezia în sărbătoare și uitările în valuri, strâns în zid de maluri, n-am putere și nici când să mă ascunde vreun cuvânt într-o umbră de trup sfânt. Eu nu sunt nici zbor, nici când. Obosit mă plec, la rând. Aș avea o rugăminte, dacă adorm, ține-mă minte cum am fost și nu cum sunt, ca-s și apă și pământ. Foarte frumos, Cătălin Codru. Da, sună atât de frumos atunci când vă reciți. Poeziile, mulțumesc, dar poeziile chiar tale sunt chiar frumoase. Și nu spun doar așa pentru că ai ceva, ai cum zic eu, ai mână la scris. De unde te inspiri? Inspirația asta apare de peste tot. Mi se întâmplă să scriu, nu știu, mai greșit, metro. Dacă e să... natura mă inspiră foarte mult, asta e clar. Dar reușesc să-mi găsesc acea stare în care să scriu, chiar stând într-un loc unde, eu știu, în mijlocul mulțimii, să spun, vine această idee, un vers, două, trei, se creionează, după care, dacă nu reușesc să duc la bun sfârșit, rămâne ca o schiță pe care o termin a doua zi, săptămâna următoare, după două luni, nu contează, e acolo. Reușesc să revin la acel fior pe care l-am simțit în momentul în care am păzut. De exemplu, în moartea n-are îndurare de iubirile trăite ce sunt vii și nemurite? Da. Adică? Păi, iubirea e veșnică. Ea nu trăiește sau moare, nu apare sau dispare. Chiar dacă se îndepărtează puțin, ea e vie, e acolo. E de sine, nu e stătătoare, pentru că eu cred că ea curge ca un râu. Dar ea există. Chiar dacă nu o vedem noi, chiar dacă întoarcem privirea în altă direcție, nu înseamnă că nu mai e acolo. Știi ce am admirat eu încă de la început când am citit poeziile tale? Mie îmi plac poeziile. Mi-ar plăcea însă chiar să fiu numit o recitatoare de poezie, pentru că îmi place, are ceva. La tine am observat că îți... apleci metafora, să zic, asupra cuvântului, îi dai o altă, dai cuvântului conotații care, așa, la prima vedere, nu-ți dai seama că le-ar putea avea. Da, noi folosim foarte multe cuvinte în mod uzual, fără să le cunoaștem adevăratul bagaj, adevărata vibrație din spate și sigur că au mai multe înțelesuri. Nu e un secret, nu descoperim acum apa caldă, dar putem să dăm o importanță și putem să scoatem frumusețea, de fapt să scoatem aurul din cuvânt. Ai scris dintotdeauna? Nu, n-am scris dintotdeauna. La începutul anului 2012 am început să scriu serios. Primele tentative au fost undeva în adolescență, probabil asta. Poate majoritatea. Și da, de scris am început să scriu la începutul anului 2012. Așa a pornit către performanță, cum ar veni, profesionist. Să faci din asta o profesie. Nu, am avut, nu știu dacă profesionist sau nu, dar știu clar că am avut câteva poezii pe care le scrisesem în adolescență. Așa. Pe care le-am postat pe pagina mea de Facebook. Am început să dau niște răspunsuri, niște comentarii.
în versuri și au intrat acolo câțiva oameni și au spus, da, dar de ce nu scrii mai mult? Și... Să trăiască Facebook-ul. Să trăiască Facebook-ul, da, din punctul meu de vedere, chiar a fost o... Altfel nu m-aș fi apucat să scriu și știam că pot să scriu, dar nu... Nu ți-ai dat seama de impactul pe care l-are cuvântul tău? Da, impactul pe care l-are cuvântul meu, da, îl vedeam, dar îl vedeam în, cu totul alte alte discuții, în altă parte, nu aici, nu în vers, nu în poezie. Am înțeles. Hai să spunem telespectatorilor că tu, Cătălin Codru, nu ai scris în adolescență neapărat așa ca orice adolescent. Hai să vedem de ce ai scris tu în adolescență, de ce ai început, de ce simți nevoia. Am învățat, a venit un prieten la mine cu o chitară. Așa. Și am rămas dintr-o dată așa foarte vrăjit și uimit și mi-am dorit. Am învățat și eu să cânt câteva acorduri la început. Până am început să studiez mai exact și am scris câteva piese de muzică și nu prea reușeam eu să leg versuri deja existente din alți scriitori. Uh-huh. Și m-am străduit ușor să vin eu cu versurile mele și le-am lipit, au ieșit bine. Și așa, pe lângă aceste texte, au mai rămas și câteva poezii care au rămas de sine stăvător. Și așa ai început să spui propriile texte pe muzica pe care tot tu o compuneai. Da, da, da. Se pare că așa e cel mai bine, pentru că simți... Deci tu compui și muzică. E mult spus compus muzică, da. Eu o scriu, eu o interpretez, e la mine. Să știți că nu este atât de, cum să zic, pare așa totul facil. Sau... vrea să pară că, da, este o joacă, e ceva foarte ludic. Dar nu e chiar așa, pentru că l-am auzit și l-am văzut la lansarea cărții sale, că Bătrânul Cuc, de la Muzeul Țăranului Român, și acolo, într-adevăr, l-am auzit cântând împreună cu... Cu Traian Chiricuță. Așa, pe care, deci eu nădăjduiesc și va fi de acord să-l avem în emisiune împreună cu tine, de ce nu facem așa un mic cenaclu, măcar o dată pe lună, să știu că va fi un mic cenaclu la Columna TV, la emisiunea O Carte, O Viață de poezie, ar fi, cred că, interesant. Păi eu am să privesc acest lucru ca pe invitație. Absolut, și chiar o să vreau, măcar o dată pe lună, să fie ca un mic cenaclu literar în cadrul acestei emisiuni, în care într-adevăr vreau să aduc, să evidențiez rolul cărților, rolul culturii în formarea unui om. Și acolo l-am auzit la Muzeul Țăranului Român, l-am auzit cântând foarte frumos, pe o muzică mai mult stil folk. Da, este muzică folk. Așa. Acele piese pe care le-am cântat atunci sunt scrise de Traian, stare lui. Și eu cântam, îi țirea puțin vocea lui. Am înțeles, este și modest. E foarte bine așa. E perfect. Important să vorbească opera lui despre ce fel de om, despre ce fel de suflet și ce i-a dăruit Dumnezeu. Că eu cred că tot asta este până la urmă. Sunt niște daruri de la Dumnezeu primite. Și uite, e interesant că tu te-ai pornit acum, în anul 2012. Da, da. Impulsul. Și am scris, începând din acel moment, am încercat așa ca un exercițiu. Nu am luat nimic în serios, am fost tot la nivel de joacă, m-am bucurat că au existat aprecieri de la oameni pe care nu-i cunoșteam, m-am bucurat că au existat distribuiri de la oameni pe care nu-i cunoșteam și la un moment dat o bună prietenă mi-a spus, zice... ai harul ăsta, e păcat să-l dai mai departe. Și am încercat să structurez puțin. Am apărut în câteva antologii de poezie, unde am fost invitat. Și foarte multe versuri, poezii ale mele, au fost preluate de site-uri, bloguri care se ocupau. Și erau chiar câteva posturi de radio în care se recitau poeziile mele. Ce frumos! Uite ce spune Liliana Popa despre tine. Liliana Popa este realizator
la Radio România, la Radio România, București. București FM. Da. București FM. Da. Aha. Așa, scriitor, istoric și critic de artă este. Și spune așa: Cătălin Codru este un scriitor autentic al literaturii române contemporane. Foarte frumos scrie despre tine. Are neobosite aventuri în mai multe genuri literare. Transpune idei în plan metafizic, transcendental, imaginând întâlniri, despărțiri printr-un sumum de trăiri, creonează personaje. El însuși un personaj în creația poetică. Omul, poet, Cătălin Codru, dă senzația uneori că se implică, alteori rămânând spectator al propriei mizanscene. Foarte frumos. Și spune, deci văd că te vede într-o lumină teatrală, așa. Cătălin Codru își construiește personajele cu duioșie, cu regrete, unele devenind chiar caragialești, atunci când surprinde întâmplări de pe scena societății civile. Da, era o întrebare puțin mai devreme, ce mă inspiră. Mă inspiră absolut orice. Uh-huh. Și am căutat să mă țin departe de timpul ăsta prezent, dar nu pot. Și atunci sigur că apar și aceste poezii, eu le spun mai degrabă sociale, pentru că nu au nicio legătură cu ce se întâmplă. La fel ca și Caragiale, nu a trăit doar el timpurile lui, le trăim și noi acum, timpurile lui Caragiale. Așa că, așa e. Cred că aici undeva este o buclă și se tot învârte lumea în jurul acestei bucle. Hai să vă zic una, adică să vă citesc una, o poezie, nu una. Se numește Ca frații. Și tu, Ioane, unde ai fost? Ori n-ai știut că nu ți-e bine? Îți șade în stare să o duci prost? Să râdă cei mișei de tine? Mărine, Gheorghe, unde sunteți? V-ați lenevit cumva și voi? Ați încetat să vă mai plângeți? Ne socotim cu acești ciocoi? Dar voi, cei ce stați în case, voi mai răbdați? Voi mai puteți? Ne e trădarea până în oase, nu o simțiți? Nu o vedeți? Hai, hai să ne fim din nou ca frații și pâinea să ne fie pâine. Să ne adunăm de acum cu toții, să facem noi din azi un mâine. Foarte frumos! Ăsta mă aduce aminte de Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, al lui Radu Gir. Da, da. Mi s-a mai spus. Mă bucur că se poate face o comparație de genul ăsta. Dacă este așa, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine, ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Așa, și așa zici și tu. Și tu, Ioane, unde ai fost? Ori n-ai știut că nu ți-e bine? Tu până acum ai făcut cu totul alte meserii. Da. Ai lucrat, deci mai mult ești pe parte tehnică, pe matematică, adică... Am lucrat pe parte tehnică, am lucrat în vânzări și strategii de vânzări. Nu are nicio legătură. N-are nicio legătură cu ceea ce vrei să faci și ce faci în acest moment. Ce fac, da. Se pare că drumul m-a ales. Așa. Nu am ales eu drumul. Și am început să fac lucrul ăsta. Experiența de viață a ta de până acum, crezi că te ajută? Cu siguranță. Orice experiență, nu numai de viață, orice experiență ajută. În momentul în care începi să scrii, de fapt, nu scrii pentru că vrei. Uh-huh. Nu scrii pentru că îți dorești. Sigur, există această dorință. Dar scrii și tot bagajul de cunoștințe, tot bagajul cultural, tot bagajul, nu știu, istoric și așa mai departe. Tot ce se adună, la un dat se regăsește în ceea ce scrii. E o necesitate, o nevoie a ta de a scrie, da. Oare? Da. Sunt câteva poezii pe care le-am scris fără să las să ridic creionul de pe hârtie. Dintr-o bucată au fost scrise. Le-am scris și n-am avut ce să mai colectez la ele. Adică au curs pur și simplu. Au fost de la un capăt la celălalt, scris așa, în, nu știu, un minut, 30 de secunde, într-o viteză fantastică.
Deci le scrii cu creionul, nu le scrii pe calculator. Scriu pe calculator anumite schițe sau anumite lucruri, că stau și mă gândesc la ceva sau aprofundez un anumit tablou, îmi vine versul și atunci pun repede mâna pe un pix, o hârtie, ceva, să-mi notez undeva. Mi s-a întâmplat să fac asta și pe telefon. După care vin și reiau. Dacă sunt acasă și am calculatorul la îndemână, asta înseamnă să fie pornit, să fie... Mă așez imediat acolo și reușesc să o și... Cum îți place să scrii mai mult? Cu creionul pe hârtie sau cu degetele pe tastatură? Cel mai mult îmi place pe tastatură. Îmi place pe tastatură pentru că reușesc să și scriu, reușesc să și pun diacriticile și reușesc să și dau, și dau drumul în mediul online. Totul se întâmplă așa, în cascadă, dintr-o dată. Și după ce reușesc, eu îmi dau seama cam ce vreau să scriu, cam ce vreau să arăt, cam ce vreau să scot la suprafață. Însă nu reușesc niciodată să-mi dau seama de la bun început, pentru că eu văd totul ca o imagine de ansamblu. Și încerc să detaliez fiecare lucru. Până acum se pare că am reușit de fiecare dată să fac lucrul ăsta. Sigur, dacă voi reuși și de acum înainte și dacă mă voi bucura de aceeași apreciere... Să-ți ajute Dumnezeu. Nu ne citești o poezie? Două, câte vrei? Hai să vedem. Ba da, am să citesc și eu. Dar am să vă citesc... Bun. Timp de noapte. De nu te-am mai visat azi noapte, te rog mă iartă, că-s pierdut. Am ars țigările și poate am ars cu tine un trecut. Mi-am zis să stau deștept în noapte, dar nu știu ce m-a îmbătat, poate iubirea ta, sau poate mi-a fost prea bine că am uitat. Nu știu la ce spui tu că-i noapte, la mine-i puntea dintre zile, de vreau să fie 2 din 7, puțin din mine, mult din tine. Tot noaptea-i luna, dacă-mi e, și timp de vis, și timp de moarte, mi-ascund în tine soarele, pierdut aici, pierdut, departe. Nu-i noapte timp, nu-i noaptea timp de desfătare, nici timp de zi, nu, n-avem timp. Să ne iubim, să fim o mare, ne facem zei în vreun olimp. Ce frumos! Hai, mai citește-mi. O să vă citesc o poezie care apare în, în celălalt volum. Așa, ca să știe și telespectatorii, în curând va ieși un al doilea volum. Deci primul volum a fost Bătrânul Cuc. Da. Da, și al doilea volum... Se va numi Răzvrătirea. Răzvrătirea, ah, da. Abia aștept să-l văd. Să-l, da, abia aștept. Au și o poveste, e vorba de o trilogie, vor fi 3. Volume de versuri. Adică să nu înțelegeți că sunt o răzvrătită. Nu. Dar are ceva, are o pornire spre adevăr. Să vedem. În noaptea asta, în noaptea asta vine iarna. Iubito, simți cum mă răcesc, cum gândurile vin de avalma și nu pot noaptea să o opresc? Nu, n-am uitat să știu de noi. În noaptea asta vine toamna, sărutul tău cu gust de ploi îmi face somn, îmi cheamă iarna. În noaptea asta vine iarna, se face seară în locul meu, în liniște închide-mi urna să dorm cu somnul ăsta greu. În ziua asta dinspre iarnă eu te-am iubit ca un nebun, în seara asta vine iarna și singur sunt, atât îți spun. Voiam atât să știu de tine. De ani întregi nu te-am văzut. Am strâns atâtea ierni în mine și nopți de sare am dat tribut. Când simt parfum de flori, de tei, întind o mână către tine. Te-aș săruta și aș sta
Să-mi iei și sufletul pierdut din mine. Cu pas saltat pe vreo alee râdeai atunci. Întreaga vară s-a dus cu ea. Calea lacteie s-a stins în mine prima oară. Am rătăcit în întuneric. Tu n-ai mai fost al meu reper. M-am stins puțin, dar categoric. Așa cum stele mor pe cer. Aceasta s-a numit Sunt gol de tine. Ce spune familia ta că te-ai apucat de scris poezii? Soția ta și... Băiat. Și fiul meu. Fiul tău care are? Are 17 ani. Băiat mare. Da, un flăcău. Un flăcău. Ai spus că e mare ca tine. E mai înalt decât mine, e mai înalt, da, adică... Da. Așa. Ce să spun? Mă încurajează. Sincer, dacă n-aș avea încurajarea soției, nu știu dacă aș putea să am așa viața și trăirea asta așa boemă, pentru că eu l-am spus de multe ori și m-au și văzut în secunda în care îmi vine vreun vers, îmi vine ceva și încep să scriu, mi se întâmplă chiar să stau de vorbă cu vreun dintre ei și atunci să dispar așa din peisaj, eu să fiu atent doar la ceea ce la fac. La ceea, da, te concentrezi. Și le-am zis clar, aveți răbdare cu mine. Se întâmplă lucrul ăsta. Așa că sunt un răsfățat din punctul ăsta de vedere, pentru că ei îmi dau voie să fac lucrul ăsta și atunci când îmi vine, într-adevăr, inspirația. O idee. Atunci chiar dispar pur și simplu din peisaj, chiar dacă fizic sunt acolo.